Hai, Cristi, hai! Ce stă de pe jos? Hai, voluntari, dragilor! Haideți în face să strângem toate aceste benzi! Cel mai călduros om. Încă un domn călduros. Marea Guler Spartan de profesie, Marea 55 de ture, primul spartan din echipă, Marea Gulă. Următorul, Nea Ion Vrânceanu, Vrânceanu de greci, Nea Ion Vrânceanu, 50, Serghei Cuzmici, el 50 de ture, Ica Cristi de Craiova, Ica de la Craiova, 48, Simion Florin, 44, Regina campioana națională la 12 ore cu 44, Dinu Bunu cu 40, Bosu Vicențiu, 40, Viorel de la Brăila sau Stan Viorel cu 38, Maraton Man, omul maratoanelor, 310 maratoane, de azi a alergat un ultramaraton, Ilie Victor, 35, Ionuț Marenciuc, 35, Andreea Stoian, cea mai frumoasă fată din Tulcea, 34, Boris a speriat animalele nopții, de asta n-am avut incidente, pentru că s-a umflat mușchii, Boris, 34, capitanul nostru Sorin, 34 de ture, respect, capitane, două curse de 24 de ore, mai puțin de o lună. Daniel German în chips în momentul de față, 28. Costel Mazâlu, 31 de ture, bravo, Costele. Costel, dacă nu e la descarcerare sau dacă nu dă zăpada undeva, e la o cursă de alergare. Laurențiu Copzaru, felicitări, 25. Ene Daniel, 24, și Ionel Angheluță din satul Muncelu, 23 de ture. Aș vrea să adresez felicitări tuturor participanților. În primul rând, apreciației APTA pentru tot ce fac. Bineînțeles, organizatorului Aurelian Podașcă. Și, principal, vreau să felicit echipa Spartanii, care au și voluntari. Au luptat eroi, pentru prima oară suntem într-o competiție de genul acesta. Am avut câteva accidentări, vreau să-l felicit pe Daniel German, săracu, are piciorul în gips de la jumatea competiției. O sănătoșire grabnică îi dorim. A fost o competiție frumoasă, traseu frumos. Felicitări organizatorului Aurelian Podașcă și bineînțeles dumneavoastră, domnul Gimănaru, pentru comentatorul zilei. Ma la fotbal, ați fost non-stop. Hai, concentrați-vă, da? Hai, 1, 2, 3 și... Au, au, au! Urcați pe a treia treaptă, felicitări!
Felicitări a venit de la Gherla, domnul Vicențiu, ultramaraton man, trece 310 maratoane. Felicitări, domnul Vicențiu, bossul Vicențiu de la Gherla, uite, vine la Galați, străbate țara și vine la Galați.